Bun găsit la o nouă emisiune, vedetele și fanilor, vă spune Narcisa. Să începem cu cântec, să ne prezentăm invitatul. Stelian Ionescu, colegul meu, o să-mi dea tonul. Te rog. Mai știți un curcubeu ce îl cântam? Doi frați plini de talent ce-n vogă cândva era. Mai știți ce rock-n-roll-uri ne dansam? Și ce farmeca parte pe scenă ei aveau? Mai știți doi frați încântători ce-n armonie și culori vorbesc? Azi toată tinerețea lor prin cântece de dor o retrăiesc. Mai știți pe frații Mențal cum cântam? Când la teatrul Tănase cap de afiș era. Mai știți pe frații Mențal cu Joben? Vasile era Pasi și Puiu Eu. Astăzi am aici un invitat, un actor ce-i multitalentat, ce e cântăreț, compozitor, pianist, dar și orchestrator. Este un poet, un prozator, e și coregraf și regizor. La studenți a fost el profesor și mai este și săgetător. Arlechino, Arlechino, cu succes juca cândva, dar din Stan și Bran pe primul el perfect îl imita. Invitatul meu, vedetă, la Excelsior actor, e Vasile Mențal Pasin, plin de farmec și umor. Mulțumesc, Stelian Ionescu, colegul meu, și te rog frumos. Invitatul meu de onoare este Vasile Mențal. Să rămână, mi-ai făcut o surpriză deosebit de plăcută. Jos pălăria, maestre! Bravo, mulțumesc! Știu că ești și textieră și de aia ți-a reușit textul atât de bine. Și am ales mai melodiile dumneavoastră preferate. Prima este Șlagărul fraților Mențal, curcubeu mai știi. Exact, și de Roger și Harald. Avem și un invitat special aici, prieten de o viață și... Îmi dai voie să spun câteva cuvinte despre el? Este vorba de domnul profesor universitar, doctor George Anca, scriitor, președintele Asociației Româno-Indiene, RICA, și unul din cel mai mari indianiști din România. L-am invitat ca să mă laude. Da, bineînțeles, nu, mulțumesc că și tu mai dai pe ce melodie. Dar să nu uităm că este profesor universitar, doctor la Spiru Haret, la noi. Trebuie să-i facem reclamă, că este de-al nostru, nu? Da. Dragi prieteni, dragi telespectatori, trebuie neapărat să vă spun niște lucruri despre invitatul meu de astăzi și voi face repede, că atâta activitate nu se poate nici în 5 emisiuni să o epuizăm. Este născut pe 25 noiembrie, vârsta nu o spunem, este tânăr și ferice, a lintat Pasi, fratele Eugen Puiu dintre frații, soția Anca, exact. Este actor, doctor în teatru, cântăreț, poet, prozator, compozitor, coregraf, regizor, profesor, pianist, orchestrator. În 56, în spectacolul Studenția regizat de Nicolae Frunzetti, se naște duetul fraților Mențal, care aducea prospețime, tinerețe, step, originalitate, muzicalitate, armonie în glas, era ceva de vis.
10 ani ați fost cap de afiș la TVR când s-a înființat televiziunea și la Constantin Tănase, la barul concerte prin țară în aer liber a fost în mare vogă trupa fraților Menzel. Abia după 30 de ani, în 1996, ați avut un show televizat la Videomagazin în 2 la TVR1, o reapariție a fraților, 98, prietenul bun, inginerul Nicolae Păun. Vă scoate primul CD Master și în 2002, pe 15 aprilie, aveți un mare spectacol la sala mare a Teatrului Național. Național, unde Casa Roton lansează albumul și caseta dumneavoastră, CD-ul, așa, toată tinerețea mea, a fraților Menzel. Și mi-au plăcut niște versuri de ale dumneavoastră, cum vedeți dragostea. Eu văd dragostea ca pe o stea, unii nor o fac să dispară, rătăcit un vânt cavaler o ajută să apară. M-a impresionat foarte mult. Și trebuie să mai spun niște lucruri despre dumneavoastră. A fost actor la teatrele Tănase din București, Maria Filoti din Brăila, Teatrul de Nord din Satul Mare, Teatrul Creangă din București, Teatrul Excelsior, chiar în actualitate este, acum este tot acolo. A fost profesor universitar la Hiperion, la facultatea unde sunt și eu asistent acum. Canto actorie a predat la Academia de Arte Luceafăru, tehnică vocală, vorbire și chiar sunet și muzică de film, la regie de teatru ați predat. Zeci de roluri în teatru, pe scenă, la radio, la TV, în 12 filme de lungă metraj a jucat, printre care cele mai importante, Vacanța cea mare de Andrei Blair și Clucea de Piatră, tot a domniei sale, Eu nu sunt Adam, de Pizza, Jocul de Vacanță de Olimpia Arghir, Mama de Elisabeta Bostan, și care a fost chiar franco-ruso-român în 1977. Premiat cu două premii la Moscova și în Italia. Primul film care l-am făcut a fost cu Lazarov, regizorul Lazarov, care a luat premiul la Monte Carlo. Iar acum ultimul film care trebuie să apară asta în România și circulă pe piață, se numește Felicia înainte de toate, o să vină și la noi. Până în prezent a obținut două premii, marele premiu Cine Europa, în Portugalia, și mențiune specială a jurului la Namur, în Franța. Și continui cu o statistică impresionantă, muzică de teatru, peste 20 de piese compuse de domnia sa, de exemplu Haiducii de Victor Eftimiu, Cocoșelul Neascultător, chiar de Lucian, de Ion Lucian, de directorul dumneavoastră de la Excelsior. Muzică de film, circa 4 muzici de filme de lung metraj, muzică ușoară, peste 20-30 de piese, poate mai mult. Aici e selectiv totul, că am scris muzica la 80 de spectacole de teatru. Scenarii de teatru radiofonic, piese de teatru, 3 piese de teatru de la Stan și Bran la Mapes, deci v-ați creat singur acest rol. Astea sunt, da. Alba ca zăpada, Papei și Păcală, la Valachia din Giurgiu și urmașului Don Quixote, chiar la Excelsior. Astea sunt piesele mele. Și ați avut 7 piese regizate de dumneavoastră, Zâna Zorilor, cele 3 piese create chiar de dumneavoastră, da. Și un serial Poeți în spectacol la Sala Dales, unde a participat și maestrul Gianca. Și mai spun puțin și de activitatea literară, mai multe eseuri, poezie, 8 volume de poezie ați scos. Da, chiar 9 cu asta ultima. Frumusețea Candorile, puteți, o să fie cadre aici, Flacăra lăuntrică, Jolly Joker, am văzut Magnolie plângând la un cappuccino despre tainele iubirii, fac un plonjon în ziua de mâine, Dușmanilor mei cu prietenie, din care o să citim și două poezii astăzi, și Ruj pe buze, care vă se lansa în curând, care e scoasă anul trecut. Poezii publicate la mai multe reviste, care sunt toate expuse aici pe masă, recitaluri de poezie din versuri proprii la Radio România, toate televiziunile, TVR 1, 2, Cultural, TVRM, Internațional, DDTV și așa mai departe. Și coregrafie la 5 piese, grafică la 7 dintre volumele dumneavoastră de poezii și mai spuneați că aveți 3000 de emisiuni de... Aproximativ, s-ar putea să am mai multe. Am spus așa într-o goană, o activitate a unui om care a fost atât de prolific în vă toate mulțumesc domeniile. Din tot sufletul, e prea frumos. Dar nu știu pot... dacă merit, dar mă rog, asta este, am înțeles. Nu pot... trebuie să și creadă telespectatorii. Și ca să vă creadă telespectatorii, o să mai spun ceva.
ce spunea Doru Popovici de dumneavoastră, că arta asta este respirația Domnului iertător de păcate, e puterea iubirii dătătoare de viață și de moarte. Da, îi mulțumesc. Mi-a mai plăcut ce a spus domnul Nicolae Popeneciu, multiplele fațete ale talentului său te duc cu gândul la un Maurice Chevalier în variantă românească. Da. Și colegul meu de la Hyperion, actorul și profesorul universitar dr. Alexandru Lazăr, spunea: Pasimențel e demn de cartea recordurilor. Abordând cu brio toate domeniile artistice, literare, e un mare creator în teatru și în muzică, un excelent artist al vremurilor noastre. Și mă opresc aici. Sunt copleșit, nici nu știu ce să spun, mai bine nu spun nimic. Rămâne de văzut chestiunea că o fac din dragoste pentru public. Nu puteați să faceți decât din dragoste, atâtea lucruri. Și astea sunt visurile mele. În schimb, nu sunt integrat nici într-un fel de eveniment politic, nu fac politică. Toată viața mea a fost cultura, arta. Cât s-a putut, am făcut-o. Când nu s-a mai putut, am făcut-o mai puțin, dar totdeauna am luptat pentru asta și pentru condiția artistului, pentru cultura din România, pentru educația din România. Cu asta și luptăm și noi, Televiziunea România de Mâine, da, și această emisiune. Și vă felicit pentru asta și vă mulțumesc pentru invitație. Eu sunt onorată de prezența dumneavoastră și pentru că este o emisiune de divertisment, să-i scoatem totuși din atmosfera de statistici pe telespectatorii noștri cu o melodie care poartă chiar titlul albumului ce l-a scos, Un buchet de fericire. Da. Să-l auzim cu mare plăcere. Vasile Mențel cântând Un buchet de fericire, de pe ultimul său album. De când eram de școală, mă știu băiat poznaș, și mă rugam de mama să mergem la oraș. Căci ea vindea acolo brândușe ghivocei, un buchet de fericire te costa 2 lei. Oamenii se adunau și buchete cumpărau, toată lumea semăna cu un parc de flori. Din floarea mea cum nu știam ce înseamnă cuvântul fericit, pe oamenii mai veseli un pic i-am păcălit. Căci le luam o floare la cei mai optimiști și-o dădeam în schimb la alții ce-mi păreau mai triști. Oamenii se adunau și buchete cumpărau, toată lumea semăna cu un parc de flori din floarea mea. De-atunci până astăzi la oameni mă gândesc, ci clipe fericite vreau să le dăruiesc. Ce zi de zi un cântec încerc să vă ofer, cântecul cel cânt acum să vă placă, sper. Oamenii se adunau și buchete-mi dăruiau, toată lumea semăna cu un parc de flori din floarea mea. Din floarea mea. Actor, marele artist Vasile Mențel. Avem o surpriză nemaipomenită la telefon în direct. Este un prieten de-al dumneavoastră, admirator de o viață, poet, dramaturg, eseist, traducător, scriitorul George Astaloș. Bună seara, bine ați venit în emisiune. Ce onoare. Alo, bună seara. Da, vă ascultăm.
Sunteți... Da, ce să vă spun, sunt și copleșit și emoționat și încântat de faptul că am în fața mea, dacă se poate spune fără să am ecran și neavând decât un telefon, am în fața mea poetul și actorul și muzicianul Menzel, Vasile Menzel, care este, dincolo de orice, este un poet de prim ordin. Și anume, anul trecut, cred că a fost ultima carte care a apărut, anul trecut, după la jumatea anului, probabil, sau în toamnă, i-a apărut un volum de versuri și mi s-a cerut să scriu câteva cuvinte despre el. Am scris un text pe care l-am scris în plexul solar, adică cu plăcerea de a scrie despre un poet de talia lui Menzel. Care e necazul în România? Necazul e că dacă ești actor, trebuie să stai acolo în cabina ta de actor, trebuie să stai pe scena ta de actor, trebuie să stai în textul de actor. Dacă ești fotbalist, trebuie să fii fotbalist. Nu ne putem imagina că poți să fii și inteligent, că poți să fii și, eu știu, pictor, să zicem. Ei, asta e de-a. El, Menzel, este și nu o spun din cine știe ce sentiment particular, ci cu emoția lectorului. Este unul din poeții noștri cei mai importanți, dar cei mai importanți, și le recomand ascultătorilor dumneavoastră să-l citească pe Menzel, după care fiecare, pe calitatea lui emoțională, calitatea emoțională afectivă pe care o are, își poate face singur graficul valorii emoționale a poeziei lui Menzel. Dincolo de toate, Menzel locuia, noi ne cunoaștem de peste 45 de ani, cam pe acolo, 46, nu mai știu. Locuia în spatele casei în care m-am născut. Eu sunt născut pe Calea Călăraș, la numărul 125, numărul nu s-a schimbat. Acum editorul cu care eu am semnat pe viață vrea să cumpere casa în